Vă invit să deschideți Biblia, dacă o aveți la voi, un singur verset, în 1 Samuel, capitolul 17, versetul 45, pagina în Biblie 310 în formatul fizic, în formatul electronic, nu știu care e pagina, dar în formatul fizic 310, 1 Samuel, capitolul 17, versetul 45, un singur verset, după masa aceasta. Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel, pe care ai ocărât-o. Amin. Amin. Și, Doamne, te rog să binecuvintezi cuvântul acesta în inimile noastre. Îți mulțumim că avem mintea întreagă să-L înțelegem. Îți mulțumim că avem libertatea să-L citim și să-L trăim în viața noastră. Amin. Doamne, te rog frumos să ne vorbești în seara asta nu ce vrem noi, ci ce avem nevoie fiecare dintre Amin. Noi. Și, Doamne, cuvântul Tău cu adevărat să-L trăim cu responsabilitate și cu bucurie fiecare dintre noi în fiecare zi din viața noastră. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru încredere și mă rog ca Domnul cu adevărat să ne vorbească și să-mi vorbească fiecare dintre noi și să ne vorbească Dumnezeu cum mă rugam ce avem nevoie. În seara aceasta au un titlu destul de interesant, destul de comun, dar greu de practicat. De ce ne pierdem puterea? Pentru că avem programe, avem lucruri frumoase, avem repetiții, avem tot ce ne-am putea dori, avem radio creștin, avem mașină să venim la biserică, venim la biserică, unii venim așa de des la biserică încât ne confundăm cu mobilierul din biserică, stăm mai mult în biserică decât acasă, facem atâtea lucruri, mergem activități peste activități, un fel de activiști din ăștia spirituali, facem atâtea lucruri și totuși parcă lipsește ceva în spate. Dacă e să fim onești atunci când pui capul pe pernă seara, îți dai seama că ai aceleași probleme pe care poate le aveai cu ani de zile în urmă, doar că e o chestiune de timp falimentul ăsta care revine din nou. Cerem ajutorul lui Dumnezeu, credem că am depășit și n-am depășit. Sunt lucrurile ascunse ale inimii noastre, sunt lucrurile care se văd, sunt lucrurile care se resimt, pentru că înainte de orice să știți, creștinismul nu se afirmă, ci se simte. Și când intri în casa unui om, poate să spună el că e cel mai religios, că s-o dat sfinți de pe păreți acolo, în cameră, atmosfera contează întotdeauna, să știți. Se simte dacă Dumnezeu e prezent acolo, pentru că vreau să notez foarte bine un lucru încă de la început. E important ce se întâmplă în tine decât cu tine sau în jurul tău. Mulțumesc, Daminu puternic. Amin? Amin. Amin. Suntem aici? Amin. Amin? Amin. Amin. E important ce se întâmplă în tine și ce lucrează Dumnezeu în tine mai mult decât pentru tine. La noi vin și spune, dacă Dumnezeu a făcut asta, mă iubește Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ascultat, e o rugăciune ascultată dacă îți bifate toate punctele alea acolo. Când de fapt momentul rugăciunii te schimbă pe tine și tu ești cel mai câștigat, momentul slujirii, momentul trăirii cu Dumnezeu e cel care e momentul cel mai sublim al vieții tale încât Dumnezeu schimbă caracterul tău, interiorul tău, viața ta și de cele mai multe ori când Dumnezeu schimbă inima nu mai contează ce se întâmplă în jur. Pentru că atunci când e inima schimbată, cauți inima lui Dumnezeu, nu mai cauți nici portofelul lui Dumnezeu și nici ochii lui Dumnezeu, ci cauți voia lui Dumnezeu în viața ta. În seara asta am mai multe puncte, 7 puncte, vă spun acum de la început, cu mai multe subpuncte. Dar promit că mă încadrez. Las și un pic. Nu ajung eu chiar până la jumătate, dar las și un pic. Aș vrea să citim textul ăsta, îl știți foarte bine, de la școala duminicală încă era un text preferat în care în sfârșit ăsta micuț o lăbătu pe ăsta mare, că în general era invers. Goliat, eclipsa asta de soare, când apărea Goliat era întuneric, o mașină de ucis învățată să facă lucrul ăsta, dacă vreți, canalizată în acțiunile lui. Ce e interesant în textul ăsta e că David era un fel de curier, l-a chemat taică-s-o de la, i-a trimis un mesaj să vină rapid acasă, a venit David acasă, i-a zis taică-s-o, uite, trebuie să duci cașul ăsta, șunca asta, trebuie să o duci la frații tăi. Îți dau o locație, ne dă un share location, ajungi acolo, iei măgarul ăsta nou că l-am cumpărat, mașina asta nouă, mergi cât mai repede să duci acolo. Că e în război, toată lumea pe toate canalele era în război în Israel cu filistenii, război, lupte, tot felul de lucruri.
Interesante. Și ăsta bucuros, mă duc și eu la război acum. Ia cașul în spate, ia brânza, ia tot ce eu, dar taică s-o... Și când au ajuns acolo în tabără, era liniște. Erau numai șanțuri săpate acolo, campionat de remi, toți erau, se simțeau bine, toți pe acolo se ascundeau. Păi am crezut că la război, chiar război, mă, frate, adică... Și se uită el un pic în dreapta, în stânga, se întâlnește cu frate s-o... Și frate s-o, numai atâta ai adus, mă. No, bun e și atâta. Ia brânza, ia casul, ia șunca. Și aici începe povestea noastră în seara asta. Și o să vedeți că e tare interesant ce se întâmplă. Pentru că băiatul ăsta putea să scrie, mi-am făcut datoria, corect? Eu am adus plasa, am lăsat-o aici, la Eliab, și am întors apoi acasă. O bifat? O bifat. O făcut ce trebuie, ce o ținut de el, da. Dar aici intervine Duhul lui Dumnezeu. Și băiatul ăsta cu păr bălai zice, cum adică voi sunteți în război și nu se bate nimeni? Și întreabă pe altul, bă, ce se întâmplă? A, e unul mare care vine și își bate joc de noi și de Dumnezeul nostru și noi toți stăm pitici pe aici acum, ne ascundem toți. Și băiatul ăsta, cum adică e cineva mai mare decât Dumnezeul meu? Și fiți foarte atenți de realitatea spirituală în care trăim fiecare dintre noi. Poporul Israel a poporul chemat poporul lui Dumnezeu, corect? Dacă nu ziceți amin, clipiți mai des, văd dacă sunteți de acord cu mine. E adevărat sau nu? Da? Așa e. Știți cine e lipsat din tabăra lui Israel? Exact Dumnezeu. Și o zis, David, până când ne mai mințim acum, că noi suntem în război? De fapt, nu mai suntem în război. Noi fiecare cu treaba noastră. Și asta e o realitate pe care o avem, au avut-o ei atunci și o avem noi. Pentru că dacă vine cineva, de exemplu, la mine la, să mă rog cu el pentru o problemă, zic, dar nu știu dacă ești gata să plătești prețul ăsta. Pentru că e un preț al schimbării, un preț al aducerii lui Dumnezeu înapoi acasă și dacă îmi permiteți, încă de la început vreau să fac o afirmație foarte importantă, intrigantă pentru unii dintre noi. E timpul să-L aducem pe Dumnezeu înapoi în biserici. E timpul să-L aducem înapoi pe Dumnezeu în casele noastre, în viețile noastre și în inimile noastre, dincolo de programele noastre, dincolo de faptul că noi suntem păștiri, suntem tot în război, totul merge bine și când ajungi acolo, îți dai seama că nu-i război, nu mai luptă nimeni, nu mai plânge nimeni, nu mai sacrifică nimeni, nu mai gata nimeni să plătească prețul ca Dumnezeu cu adevărat să revină înapoi și puterea lui Dumnezeu să fie manifestată acolo. Sunt câteva lucruri pe care băiatul ăsta le face și aș vrea punctual să mergem prin ele și primul din ele e că omul acesta, David, analizează bine situația. Biblia descrie pe Goliat, îl descrie aliura lui, apartenența lui, amenințarea lui și vorbește despre toate aceste lucruri. Pentru că înainte să te bați cu cineva, trebuie să știi cu cine te bați. De ani de zile căutăm care e planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Vreau să vă mai fac încă o afirmație intrigantă. Dincolo de ceea ce așteaptă Dumnezeu și modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, trebuie să fii atent care e și planul diavolului cu viața ta. Pentru că dacă nu știi cu cine te bați, nu știi cum să te bați. Și nu știi ce arme să iei cu tine și nu știi cum să te pregătești, corect? Dar nu uitați de... Da? E adevărat sau nu? Că dacă ai test mâine la mate, nu vezi la română. Ci vezi la mate. Acum toți știți, dolce farniente, a scăpat, vară, nu mai aveți treabă, până la toamnă. Poate eu sunt câțiva care se mai întâlnă și... Bine, bun. Până în vară. Până în toamnă, în vară. Dar trebuie să știi cu cine te bați. Trebuie să știi care e planul diavolului, care e apartenența lui, care e alura lui, cât de mare e. Și Biblia menționează toate lucrurile astea și cu toate că le menționează, David vine și spune, eu mă duc să mă bat cu omul acesta pentru că eu nu vreau ca Dumnezeul meu să rămână de rușine. Eu vreau să-L aduc înapoi pe Dumnezeu unde trebuie să rămână Dumnezeu. Să știți că datoria noastră e să fim purtători de Dumnezeu. Îl trimitem noi pe Dumnezeu la spital, îl trimitem la azil, îl trimitem în dreapta și în stânga. Nu, noi îl ducem pe Dumnezeu acolo. E timpul să-L aduci pe Dumnezeu la tine acasă. Dacă părinții tăi L-au scos pe Dumnezeu afară prin practicilor, e timpul să-L aducem. Noi avem o responsabilitate aceasta. Nu e un moft. Ci ascultați-mă, fără Dumnezeu, falimentul e doar o chestiune de timp în viața noastră. Dar trebuie să fim noi gata să plătim prețul întoarcerii lui Dumnezeu la noi acasă. Copilul ăsta, spuneam, putea să plece acasă, dar mergea cu inima strânsă acasă înapoi și a făcut datoria din punct de vedere uman. Fișa apostolului și-a împlinit-o, dar nu fișa lui Dumnezeu pentru el. Pentru că spunea Dani o chestiune tare interesantă. Știi ce înseamnă de fapt să trăiești în planul lui Dumnezeu? Nu să iei o bucată de foaie, să scrii câteva lucruri, te semnezi tu și spui, Doamne, te rog frumos să semnezi tu. Acum suntem amândoi de acord, uite câte, 10 puncte aici, am fost drăguț, Doamne, puteam scrie mai multe, dar am rămas la 10.
Și ce înseamnă să iei o foaie albă, de fapt? Să iei foaia asta albă, te semnezi tu și spui, Doamne, scrie tu cât vrei, eu, pentru că eu sunt de acord. Asta înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Asta înseamnă să umblăm cu Dumnezeu. Asta înseamnă cu adevărat să experimentăm lucruri noi cu Dumnezeu în fiecare zi. Faptul că venim la biserică ajută, dar nu e totul asta. E timpul să-L aducem pe Dumnezeu în viețile noastre, să trăim pentru Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Lucrurile nu se schimbă acasă, ascultați-mă, dacă zugrăviți casa. Și dacă schimbați mobila, tot e doar o chestiune de moment. E timpul să se schimbe atmosfera din casa noastră. Pentru că atunci când intră Hristos în casele noastre, nu schimbă culoarea de pe pereți, nu schimbă nici măcar candelabru, ci când intră Hristos în casa noastră, schimbă atmosfera din casa noastră. Și familia și casa noastră e singurul rai pe care avem pe pământul acesta. Și dacă nici acolo nu-i rai, suntem cu adevărat cei mai nenorociți dintre oameni. E timpul să-L duci pe Dumnezeu la tine acasă. E timpul să vii tu de acolo, de la oile tale, de acolo de unde te-a trimis tata, și să vii să-L aduci pe Dumnezeu cu adevărat, Cel care este biruitor, să-L aduci ca să câștigi ceea ce este de necâștigat în viața ta. Ascultați-mă, n-o să scăpăm de nicio terapie, de nicio dependență, cu toate terapiile, dacă Dumnezeu nu-și pune puterea Lui și eliberarea Lui peste viața noastră. Peste toate, tot ce am învățat că trebuie să facem noi, lăsați numele Lui Dumnezeu peste viața dumneavoastră. Trăim o generație care, aparent, suntem mai liberi, dar nu mai suntem liberi. Din ce în ce mai controlați, din ce în ce mai legați. E timpul să trăim cu adevărat bucuroși. Amin? Amin. Mă duc pe stradă, dacă râzi, zici că ești nebun. Ai venit de la Văcărescu. Încercați, mergeți pe stradă și zâmbiți, dar fără să vorbiți la telefon. Așa, acum nu mai știi ce căști, dar nici nu le vezi. Eu chiar am crezut odată cu unul că vorbea și cu mine, și de el avea alte conversații, în fine. Dacă mergi pe stradă și enervează, n-ați văzut? Dacă nu, vă rog, încercați acasă și spre casă. Du-te bucuros pe stradă, vezi cum se uită toți la tine. Bă, dar ce are ăsta, mă, de bucuros la 41 de grade? Putea fi și mai mult, nu? De ce nu? Fraților, dragii mei, sunteți una din cele mai frumoase generații. Cele mai puternice generații. Dar mă rog ca Dumnezeu să ne atingă inima. Amin. Că dacă e atinsă inima, e atins și portofelul și timpul și ceasul și totul. Numărul 2. Acceptă provocarea. David ajunge în fața lui Saul, pentru că el i-a zis, frate, eu nu mă duc acasă. A făcut o leacă de gălăgie un pic acolo, a strânit niște întrebări în jur și tot s-a întrebat pe Eliab, cine e ăsta, mă? Unul de amint în sat, zice. Nu, mă, zice, eu sunt fratele lui ăsta. Toași, mă, din gură. Eu sunt fratele lui mai mic. Tu ești fratele lui, bun. De ce nu vă bateți, mă, zice David? Stai să-mi zic, și cu gură mare. Și l-a dus în fața lui Saul și a zis, mă, Saule, dar tu de ce nu te bați? Că noi toți ne rugăm și postim, ne uscăm pe picioare pentru tine, că tu te lupți toată ziua aici, dar nu se luptă nimeni. E ca și la bac, știi? Când vine bacul, noi toți postim ca biserica, dar nu înveți. Nici măcar nu te rogi, că tu nu mai știi să te rogi, că se roagă alții pentru tine. Dar noi suntem pe poși rugăciuni, gălbenim toți. Dar cam asta e ideea, nu? Și David zice, eu mă bat. Eu nu pot să stau. Eu nu pot să accept. Și aici e o chestiune foarte importantă și vreau să nu uiți un lucru. Nimeni nu va lupta pentru inima ta dacă nu vei lupta tu. Noi părinții, prietenii, păstorii, ce vrei, suntem pe lângă, acolo, propte. Dar bătălia o duci tu. Noi putem să ne rugăm pentru tine să se miște candelabrile, să spargă becurile. Așa tare să strigăm. Dar dacă tu nu te apropii tu și nu plătești tu prețul, nu o să fii liber niciodată. Nu te baza că părinții tăi de moș, trămoș, sunteți penticostale, nu să existați. Baptiști, ce vreți dumneavoastră? Nu vă bazați pe asta. Pentru că fiecare generație are nevoie să fie evangelizată. Fiecare generație are nevoie de Hristos. Fiecare generație are nevoie să întâlnească cu Hristos. Nu doar cu procesiuni religioase, nu doar cu programe religioase, ci au nevoie să trăiască adevărata, nu religie, ci relație cu Hristos în fiecare zi și fiecare generație. E un preț pe care trebuie să-l plătești tu. Adu-l înapoi pe Dumnezeu la tine în casă. Du-te cu ideea asta acasă. El e responsabil pentru asta. Dacă taică tot stă mai mult cu telecomandă decât cu Biblia, arunc eu pe geam și pune Biblia în mână.
Ascultați-mă, vreau să vă spun un lucru foarte practic. Dacă praful se așează pe Biblia voastră de acasă, viața noastră e praf. Viața mea e praf. Dacă se așează praful pe Biblia mea de acasă, e doar o chestiune de timp ca falimentul cu adevărat să fie la el acasă, în casele noastre. Acceptă provocarea de a lupta. Acceptă provocarea pe care ți-o face Dumnezeu de atâta timp, să te impliți, să faci, să slujești. Treci de la consumator la unul care produce ceva pentru Dumnezeu. Slujirea e cea care ne schimbă pe noi, nu pe ceilalți. Noi considerăm că atunci când slujim, cât de binecuvântați sunt ceilalți, cei mai binecuvântați ești tu, că Dumnezeu alege să te folosească. Că Dumnezeu alege să te folosească într-un mod plenar uneori, într-un mod supranatural de cele mai multe ori. Pentru că tu, păcătos, și El, Sfânt, alege Dumnezeu în prietenia aceasta divină-umană. Dumnezeu face pasul acesta spre prietenia aceasta de a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. Și provocarea pe care o am pentru voi în seara asta. Fiți oameni care să acceptați lupta pe care trebuie să o duceți. Fiecare generație a avut o luptă de dus. Generația părinților noștri au dus lupta de a construi biserici. Și care e datoria noastră? E să le umplem de Duhul lui Dumnezeu noi ca generație. Pentru că dacă va fi plină de Duhul lui Dumnezeu, va fi plină și de oameni. E timpul să vorbim despre Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeu, să arătăm spre Dumnezeu, să fim transparenți ca El, Hristos, să se vadă mai mult. Ca generație, e timpul să facem un pas în spate, să lași pe Dumnezeu să vadă mai mult. Ne vedem noi prea mult, strălucim noi prea mult, prea mult e despre noi. E timpul să te oprești, să fie despre El, ca să ai cu adevărat ceea ce ai pierdut de-a lungul anilor, ca să fii liber și să poți să te folosească Dumnezeu pentru eliberarea altor oameni. Adu-L înapoi pe Dumnezeu în casa ta. Adu-L înapoi în viața părinților tăi. Adu-L înapoi pe Dumnezeu în viața ta, în ceea ce te consumă în fiecare zi. Cheamă-L pe Dumnezeu acolo. E un preț pe care trebuie să-L plătești. Și David e gata să plătească prețul ăsta. Numărul 3, David anticipă critica. Când ăsta s-a hotărât să se lupte, când o zice, eu nu mai plec acasă. O rup biletul de întors de la tren. O zice, nu mai mă duc, frate, gata, eu numai cu voi acasă mă duc. Gata, nu mai mă duc. Și ce o zice fratele ăsta mai mare? Și va trebui să anticip ăsta, critica, întotdeauna. Zice, ce vorbești, mă zice, tu cu puținele tale oi, nu știm noi șmecheria ta de-n cap, ai venit să-ți faci selfie pe aici, pe la, te lauzi pe la prunci, pe în jurul blocului de pe aia că ai fost tu la război? Vă dau un exemplu foarte simplu. Când s-a pornit războiul din Ucraina, toți am rupt granița, să mergem noi până Ucraina, toți ne-am pozat pe acolo, mă, ce sfinți suntem toți, că ajunsărăm până Ucraina. Dar noi nu m-am trecut granița și am lăsat apa și am fugit către casă, tot fluierând. Păi dacă erai, du-te până la Putin, dacă ești tare, nu? Dacă te rămâi în război. No, nu mai închid paranteza acum, nu știu ce mă apucă cu Ucraina. Bun, zice ăsta, nu, îți pretind eu caracterul. Știi ce-o zis? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Și spune, tu ai venit aici să vezi lupta, tu n-ai venit să te bați. Și atâtea ori am primit asta. Când ai vrut să faci ceva pentru Dumnezeu, lasă-mă că am încercat noi, tu nu-i fi tu mai pocăit ca noi. Și ai vrut să faci ceva, să faci și ceva mai mult. Și oamenii zic, noi știm ce vrei tu, tu vrei numai să fii acolo în față. Tu vrei numai să te vezi tu. Și atâtea alte critici. Și omul înțelept e cel care anticipă critica. E ca și măgarul ăla, știți întâmplare cu măgarul și cu groapa, nu? Că unul vrea să scape de măgar, n-ai cum să scape de măgar, toată viața, da? În fine. Ați înțeles ideea. Și ăsta avea un măgar mai bătrân în viața lui și a zis, stăpânul, bă, vreau să scăp de măgarul ăsta. Eu am făcut o groapă mare, o să arunc măgarul în groapă și a zis, pum, pământ peste el, că moare el după aia. Și aruncă măgarul în groapă, prima lopată de pământ, pac, peste măgar. Mai țâpă, bă, când a văzut măgarul că totuși e serioasă treabă, zis, trebuie să fac ceva. Apropo, numai când suntem în groapă mai facem așa ceva mai serios, da? Asta e altă poveste. Și ăsta începe să scuture măgarul. Mai pune altă lopată de pământ și tot așa până a ajuns măgarul sus. O da mâna cu stăpânul, stăpâne, mezeriaș. Te-ai descurcat bine și lasă pașul la îngropat. Scutură-te cu ce aruncă alții asupra ta. Dar știți când vom rămâne în luptă? Când știi că Dumnezeu te-a chemat să faci ceea ce faci. Amin. Știți când vom rămâne ridicați când toți se pun pe burtă și se înșiretează toți la șireturi? Când știi că Dumnezeu e cu tine și când Dumnezeu te-a ridicat. Ascultați-mă ce vă spun. Când te ridică Dumnezeu, nimeni nu te poate coborâ. Dar când te ridică oamenii cu oameni, cu tot merge jos. N-ai vrea să fii omul care schimbă în Valea Dura, stai niște prunci în picioare și dintr-o vale de plină de idolatri și de nebuni,
se transformă în câteva momente o seară de evangelizare. Și împăratul ăsta nebun începe și predică Evanghelia și zice, nimeni nu-i ca Dumnezeul lor și trei. Și de ce? Pentru că oamenii s-au săturat să vadă ce poate să facă pocăiții și pentecostalii. Oamenii au nevoie să vadă ce poate să facă Dumnezeu pocăiților. Asta e mare diferență. De-aia să rămâi în luptă. Mi-a plăcut o chestiune tare faină, știi? Era un frate în vârstă, a mers la biserică, asta era și sur și mut. Și l-a întrebat cineva, bă, după ce mai mergi tu la biserică, mă, la 41 de grade, nu mergi la, nici cei care sunt sănătoși, tu nu mai mergi la biserică, nu mergi la modă, mă, 2024 la biserică. Și bătrânul răspunde așa, scrie pe o bucată de hârtie o chestie tare importantă. Zice, eu mă duc la biserică ca să spun tuturor de partea cui sunt. Asta e o chestie tare foarte. Și pentru asta merită să rămâi în luptă. Să spui de partea cui ești. Bun, numărul 4. Adu-ți aminte de victorie trecutului. Ăsta era suficient de încăpățânat, n-a scăpat de el, l-a dus până în fața lui Saul și a zis, Saul, hai că-ți dau armura mea. Hai că-ți dau, uite, ce am eu. N-am nevoie de ce-mi dai tu. Dar ce faci cu toiagul ăsta? Hai cu toiagul o chestiune foarte importantă. Ăsta au venit cu toiagul lui, tot scrijălit. Nu știu dacă ați avut harul, voi sunteți o generație, altă generație. Noi, cred că am avut harul să fim pe la vaci, să fim văcari. Și rupeam o bâtă de alun și ca să o sculptai mai ușor. Și toată ziua cu brișca, n-aveai ce să faci acolo, sculptam Ionuț pe bâta respectivă. Bă, dar când loveai vaca cu bâta Ionuț, era sfântă treaba. Deci știi cum, dubla laptele cu minte, deci n-aveai nicio treabă. Deci asta, ei, scrijeleam în bâta respectivă. Cam asta a venit David, cu asta a venit el, cu praștia și cu toiagul ăsta lui. Și zice, dar ce-i cu toiagul ăsta? O, vreau să spun ceva, zice el. Vezi tu semnul ăsta aici sus, da? Zice, când a venit leu, am făcut un semn. Când a venit lupul, am mai făcut unul. Când a venit șacaliu, am mai făcut unul. Când a venit ursul, am mai făcut unul. Și vreau să spun ceva, Saul. Eu, astăzi, mai fac un semn și scriu Goliat aici. Pentru că eu astăzi merg în numele campionului meu. Eu nu mă duc să văd la bătălie dacă câștig sau nu câștig. Ca și cum era la rugăciune. Vine cine vorbea, știi, Domnul, frate. Când ți-o vorbit o săptămână întreagă, nu-ți vorbește duminica, stai liniștit. Creu lucru. Momentul tău pregătit, apropo, pentru asta. Și spune, eu merg în numele celui care niciodată n-am pierdut nicio bătălie cu el. Aleluia. Și toiagul nostru e ca o tabletă și e alfabetul. Și la A, când ai fost în abandon, Dumnezeu te-a ajutat. Și B, boală, C, ce vreți mea asta? Și ajuns, bă, și la, zice David, uite, la G n-am pe nimeni. Numai bine scriu pe Goliat, zice. Acel scriu la pe G, Goliat, pentru că eu astăzi, zice David, eu mă duc numai să orchestrez lupta, eu nu mă bat astăzi, voi n-ați înțeles. Și fiți foarte atenți ce vă spun în seara asta. E mai ușor să te bați decât să crezi. Și ți-a avut probleme. Și ți-a avut probleme. În momentul în care au trebuit să creadă că Dumnezeu a câștigat deja pentru ei. Au vrut să se bată ei. Au zis, facem noi, dregem noi. Nu, nu, voi doar trebuie să credeți că Dumnezeu e campionul. Noi nu suntem campioni. Noi doar suntem acolo în ring cu El. Noi suntem în staful Lui, în departea Lui, cum spunea bătrânul ăsta. Dar bătălia Lui, ca victoria e a Lui. Amin. Și omul acesta își aduce aminte de victoriile din trecut. Vreau să te rog să faci lucrul ăsta. Notează ce îți vorbește Dumnezeu în fiecare zi într-o agendă. Dacă e cel mai prețios ce am acasă, sunt agendele în care Dumnezeu mi-a vorbit în fiecare zi. Cu ale mergi la spital și când nu mai știi ce să faci, te uiți în agendă și vezi că Dumnezeu ți-a răspuns atunci, 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 atunci. Și spui, Doamne, mi-ai răspuns de 100 de ori, așa că mai poți încă o dată? Doamne, mai vindecat de atâtea ori, mai poți o dată, nu? M-a ajutat la atâtea examene, mai poți să mă ajut la unul. Dar dacă le uităm, noi în numele cărui Dumnezeu mergem? Un Dumnezeu care nu știm cum va lucra? Sau în numele campionului nostru? Fraților, dragilor, aici e problema noastră. Că pierdem din trecut ce a făcut Dumnezeu pentru noi și nu mai avem niciun viitor, parcă nu mai tindem la niciun viitor. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte de victoriile din trecutul tău. Apoi alege să fii tu însuți. Și aici o chestiune extrem de importantă. A refuzat armura lui Saul. N-avea cum să meargă cu ea. Pentru că fiecare dintre noi avem armura noastră. A luat acele 5 pietre, acele pietre din vale,
Pentru că adevăratele arme le găsim în vale. Ascultați-mă ce vă spun. Nu pe vârf de munte, ci în vale sunt adevăratele arme. Pentru că de cele mai multe ori succesul e mai mare dușman pentru noi decât falimentul. Când falimentul suntem îngenunchiați și recunoaștem câtă nevoie avem nevoie de Dumnezeu. Vreau să spun, știți care e cea mai mare catedrală de la pocăiți și nu numai de la creștini? Spitalul. La spital toată lumea ne rugăm. A fost la cineva astăzi la spital, nu mai contat că ești ortodox, catolic, pentecostal, baptist, corect, mergi și întrebi, poți să mă rog bunioasă? Da, te rog, dar ne poți vindeca pe toți, adică nu contează. Nici nu te întreabă de ce categorie religioasă, ca și preot, popă, ce ești, nu interesează. E adevărat sau nu? Ați fost pe acolo, ați văzut treaba, da? Numai să te rogi. Acolo toată lumea are loc de Biblie, și în poșetă, și pe lângă poșetă. Nu e rușine să pună Biblia pe dulap. O punem tot acolo, pentru că acolo recunoaștem toți că avem nevoie de Dumnezeu. Dar în succes, cine scoate Biblia, bă? Înțelege ce zic acum? Pentru că e extrem de important de unde ții armele cu care te lupți. Și omul acesta acceptă și vrea să rămână el însuși. Eu m-am tras cu praștia toată viața mea. M-a pregătit Dumnezeu pentru momentul ăsta și vreau să spun un lucru extrem de important din nou. S-ar putea să fie într-o pregătire de zeci de ani să te folosească Dumnezeu doar 5 minute. Și tot se merită. S-a pregătit David și o tras cu praștia toată ziua. Era unul din cei mai buni. Pentru că atunci când a venit profetul la ei acasă, când a venit Samuel și a zis, trebuie să ung pe unul din împărați și Isai zice, când a venit ăsta cu Meai, cu Girofa, fi unul din pruncii tăi împărat. Și fiți foarte atenți ce se întâmplă în povestea asta. Deci Isai, bine ai venit la noi acasă, hai în casa noastră, am băgat numai niște pulpi la cuptor, acum un pireu rapid, ceva facem, o salată rapid. Și zice profetul, zice Samuel, eu nu mâncăm până nu binecuvântăm prima dată. Așa e normal. Nu uitați de asta. E normal asta. Și zice, mă, care unul din fiii tăi va fi împărat? Vă dai seama, moare și învie Ișai. Și zice, primul, Eliab, ăsta era mare, frumos, aranjat, tot, șprița pe ăsta, barberit, zilnic, era numai bun, deci numai făcut să fie împărat. Și se mișcă ăsta pe acolo, pe-n față, și zice, nu ăsta. Vine Aminadab, ăsta era altfel, mai învățat, cu cărțile după el, cu ochelari, cu tot ce trebuie. Vinise din bibliotecă, mirosea bibliotecă. Și zice, nu, nici ăsta nu-i. Vine Șamă, ăsta fi numai tot fibră, ăsta om de acțiune, nici ăsta nu-i. Și trece pe toți, mai e niciunul. Am pun-o, zice, dar n-are rost. Și când asta îmi place foarte mult, aduce pe ăsta, pe David, David mirosea Dolce Gabbana, știi, Dolce Oaie, numai Dolce Gabbana. Mirosea, când ajunge David, îi dă și unul șeptică după care, mai rapid odată, că să rigea și pireul până vitul. Și fiți foarte atenți ce se întâmplă în tot momentul ăsta. Și simte acel ulei pe cap. Și în momentul în care simte uleiul, Dumnezeu i-a atins inima lui David. Dar și ce au făcut oamenii cu David? L-au trimis înapoi tot la oi. Cu uleiul sfânt, cu freză făcută din ulei sfânt, dacă vreți. Tot la oi l-au trimis înapoi. Și de acolo la oi el nu a uitat pe el la ceva special. Nu te aștepta ca oamenii să te împingă în față să faci ceva pentru Dumnezeu. Ceea ce te ține în bătălie și armele tale sunt acel ulei pe care îl simți. Acea chemare care nu-ți dă pace. Acel lucru care îți atinge inima. Ăla e motivul pentru care rămâi acolo și rămânem acolo. Nu-i confortabil tot timpul. Nu-i ușor tot timpul. De cele mai multe ori e mai greu decât ușor. Dar rămâi în luptă pentru că știi că Dumnezeu te-a chemat acolo. Nu era ușor să rămân un copil cu păr bălai și toți împotriva lui. Și mai face ceva omul acesta, numărul 6, și mai am două puncte și gata. Atacă uriașul. Până aici a fost numai teorie, până acum eu convins numai pe lui. 5 puncte, numai tot o convins pe lui. Mă, lăsați-mă să mă bat, mă. Bă, lăsați-mă să mă rog, lăsați-mă să citesc în Biblie, lăsați-mă să fac ceva pentru Dumnezeu. Lăsați-mă să fac ceva ce Dumnezeu mă cheamă să fac. Și tot numai tot eu oprește. Și asta rămâne suficient de încăpățânat să meargă până la capăt. Și când scapă de-ai lui, merge să bate cu bătăți, să dă nas în nas cu Goliat, altul. Ce-mi place mie în toată povestea asta, ce-mi place în peisajul ăsta, în imaginea asta de final,
e că David nu fuge de păcat, ci fuge spre păcat să scape de păcat. Uitați-vă ce face, el nu stă ascuns undeva să-l sperie pe ăsta, să facă ăsta infart acum. Nu stă ascuns undeva și de acolo mai iese, el trage cu prașe, se trage înapoi, pa, nu face un fel de comando. Ci David stă în fața lui, își asumă responsabilitatea și spune, vreau să spun ceva, mă, Goliat, vreau să spun ceva, și profet, zice David. Astăzi tu vei muri și eu o să trăiesc. Știi de ce? Pentru că nu cu mine te bați tu, ci cu cine e în spatele meu. Cu Dumnezeu cu care eu am trăit în fiecare zi. Eu știu că Dumnezeu cu mine aici și Dumnezeul meu nu m-a făcut de rușine niciodată, dar niciodată. Atunci când m-am botezat, am primit o Biblie și mi-a spus păstorul de atunci, a spus, Ionuț, uneori am vrut să fiu pentru tine tată, am vrut să fiu prieten, am vrut să fiu păstor, n-am reușit întotdeauna. Da, îți faci legământ cu unul care nu te va dezamăgi niciodată și asta este realitatea. Adu-l înapoi pe Dumnezeu în tabăra vieții tale, adu-l înapoi pe Dumnezeu în casa ta și nu te va dezamăgi. Și copilul ăsta vine și îl aduce pe Dumnezeu și îi spune lui Goliat, vreau să spun ceva, astăzi Dumnezeul meu te va zăpăci și astăzi trupul tău va fi mâncat de păsări. Și ce-mi place de el e că aleargă să scape rapid, să scape cât mai repede de Goliat. Și nu străbă 5, 10 pietre, ci una singură. Când Petru a aruncat mreaja în apă, de câte ori a aruncat la porunca lui Dumnezeu? O singură dată. Fără Dumnezeu a aruncat de ne zăpăcim și pe noi și pe ceilalți în jurul nostru. Dar cu Domnul nu dai de mai multe ori, o singură dată și suficient. Și asta trage, pentru că întotdeauna piatra nu mă amețește. Și aici e o chestiune extrem de importantă și mă apropii de final. Extrem de importantă. Momentul ăsta doar a amețit uriașul. Doar a căzut jos și putea să zică David, slăvit să fie Domnul, perfect. Și toată lumea anulare. Vă dați seama când valea aia a terebinților râdeau toți de David? Ăsta un metru și un zâmbet și ăsta era la... Te uitai la ei, te-a bucat frica? Și te uiți la David. După ce îl lovește, cade uriașul jos. N-au zis, s-a terminat. Știți când se termină? Să ascultă-mă ce spun. Nu se termină când spun alții că se termină sau oamenii că se termină. Se termină când spune Dumnezeu că se termină. A căzut uriașul și putea să zică David, eu mi-a făcut datoria de nou. Nu. Că aici e esența de ce pierdem noi puterea. Că doar ne amețim și amețim păcatul. Ascultați-mă bine ce vă spun acum la sfârșit. Fără minunea lui Dumnezeu ne facem de minune. Ascultați-mă bine. Dacă n-ai parte de minunea lui, te faci de minune. Acolo în Valea Terebinților cade uriașul jos și toată lumea zice, wow! Extraordinar! Dar tot ai știut că mai trebuie să faci punctul 7. Mai trebuie să faci ceva și ceva, să ucizi uriașul. Și a luat sabia și așa l-a ucis. Și ce trebuie să fac eu, ce trebuie să fac eu, dumneavoastră, voi? Vorbim despre păcate, le știm, caracteristici, definiții, ce vreți dumneavoastră, știm studii, mergem la conferințe, mergem unde vreți dumneavoastră. Și ce facem cu toate astea? Doar amețim uriașul. Dacă să-l ucizi, să mergi până la capăt. Și dacă trebuie, iei sabia și tai internetul, că altă șansă nu ai. Știi bine că n-ai nicio șansă. Ai încercat de ani de zile treaba asta, știi, așa-i? Dacă vrei să scapi de tutun, nu te duc acolo unde să taie tutunul și scoți în cuburi afară. Taie uriașul. Ucide uriașul din viața ta ca să fii liberă. Și închei cu gândul acesta, e o chestiune de viață și de moarte aici. Nu dacă vreau eu, pentru că înainte de orice David l-a adus în oastea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu înapoi, ca să-și arate Dumnezeu gloria. Nu-i despre David, e despre Dumnezeul lui David. Aleluia. Nu-i despre tine, ci despre Dumnezeul tău. Poate părinții tăi nu cred în tine, nu cred nici prieteni, nici tu nu mai crezi în tine. Vreau să spun ceva. Fă-ți timp, ascultă-mă, te rog, fă-ți timp să te odihnești în prezența lui Dumnezeu și să întrebi pe Domnul, Doamne, ce vrei Tu de la mine? Și după aia taci, nu mai zici nimic.
Și lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și o să vezi că El n-a renunțat la tine. Ai renunțat tu la tine de sute de ori. Au renunțat alții. Dar vreau să spun ceva, Dumnezeu n-a renunțat la tine. Orice ai făcut, ascultă-mă, n-a renunțat la tine. L-au scos afară din biserică, l-au scos afară din tabără, l-au scos și vine pruncul ăsta. Și zice, Doamne, nu vrei tu să mergem înapoi împreună, să vin apoi în tabără asta? Pentru că e un nenorocit acolo care își bate joc de tine și de noi. Pentru că Dumnezeu ascultă mare ultimul cuvânt. Nici medicii, nici profesorii și nici măcar părinții. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și dacă părinții te-au dus-o greu, aia nu înseamnă că și tu o să duci greu. Și dacă tai că tu ai bețiv, aia nu înseamnă că și tu o să ai aceeași patimă. Tu poți să rupi blestemul de peste generații, chemându-L pe Dumnezeu în viața ta. Amin. Tu poți să chemi, să spui, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Amin. Amin. Doamne, Te-au scos afară, eu Te aduc înapoi înăuntru. Amin. Tu vii cu mine, Doamne, dar fără Tine eu nu mă duc. Și David a rămas în luptă. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu a venit cu el acolo. Nu a mers de capul lui. Și nu vă așteptați ca alții să vă împingă de la spate. Stați, odihniți-vă în prezența lui Dumnezeu și vă întrebați ce vrea Dumnezeu dumneavoastră de la voi. E o generație extraordinară în care acum putem să înflorim. Dar e timpul să ne întoarcem cu față spre Dumnezeu. E timpul să recunoaște că avem de toate. Am făcut ce trebuia să facem la CV. 5 puncte pentru o căsătorie fericită. Praf. 3 pași cum să înveți nu știu cum. Praf. Fugiți de astea. Astea scărți din astea comerciale. În tot e luptă, oameni buni. În căsătorie e luptă, nu unul împotriva altul, ci împreună să-ți păzești casă. Să-ți păzești relațiile, să-ți păzești mintea, să-ți păzești ochii, să-ți păzești trupul și slujirea pe care o faci. E o luptă continuă, dar lupta asta de fapt te face pe tine, te maturizează pe tine. O chiar închei cu gândul ăsta. Adu-L înapoi pe Dumnezeu în casa ta. Nu-L pune numai cruce, nu pune numai versete pe-n frigider, poți le anunci pe toate. Magneții, pune ai umblatul pe-n țara, lumea asta. Adu-L pe Dumnezeu atmosfera din casa ta. Dincolo de ce spunem noi, important e cine suntem noi. Aș vrea să ne ridicăm cu toții. Și aș vrea să avem un moment de rugăciune în care vă rog, opriți-vă din gândirea dumneavoastră, lăsați telefonul deoparte, vă rog, întrebați-L pe Domnul, Doamne, ce vrei de la mine? Poate nu aici, nici măcar la ce urmează, poate acasă, dar fă-ți timp pentru asta. Ascultă-mă bine ce spun, fă-ți timp pentru Dumnezeu ca să ai timp de toate celelalte. Dacă nu-ți faci timp pentru Dumnezeu, nu mai ai timp pentru nimic. Oprește-te și întreabă-L, Doamne, cum mă vezi Tu pe mine? Și ascultă-mă, Te va surprinde când Te vede. Și mai bun, și mai frumos, și mai capabil decât ți-ai imaginat-o vreodată. Și când se sfârșește totul, când Goliat e ucis. Și când s-a sfârșit totul la calvar, când diavolul a fost ucis. Și ce mai simțim noi acum? Doar ultimele mișcări din coada ale șarpelui, dar el a fost zdrobit. Că ce te zdrobește pe tine în fiecare zi a birui Hristos la calvar. Amin, amin. Dar pentru asta trebuie să crezi. Și pentru asta trebuie să chem numele lui Dumnezeu peste tine. Aleluia. Să chem numele lui Dumnezeu pentru păcatul tău să fie eliberat. Amin. Problema nu se rezolvă din exterior, ascultă-mă. Problemele între tine și Dumnezeu. Ai nevoie de călăuzire. Nu fă nimic până nu-ți spune Dumnezeu ce să faci. Înainte să decizi ceva, decide să vorbești cu Dumnezeu. Înainte să faci ceva, apropie-te de Dumnezeu. Pentru că fără El doar avem nume că suntem poporul Lui. Și din păcate Dumnezeu îl lipsește. Ceea ce ne caracterizează ca și creștini e prezența Lui Hristos în noi. Nu cărțile despre El, nu informațiile pe care le știm despre El. E timpul să-L aducem pe Dumnezeu înapoi la El acasă. Roagă-te în seara asta. Să fii tu ăsta. În casele tale, în casa ta, în relații pe care ai cu părinții, cu prietenii, roagă-te ca Dumnezeu cu adevărat să vină înapoi de unde alții L-au scos afară. Amin. Ne rugăm cu toți. Înaintea ta venire.